În timp ce se spune că toți oamenii simt frică, fiind vorba despre o emoție naturală, există câteva zodii care nu se tem de nimeni și nimic în viață. Acești nativi sunt cei mai curajoși și se pot feri de orice impediment există în viața lor. Aceste patru zodii sunt cunoscute drept războinicele de pe cercul zodiacal, fiindcă au puterea să înfrunte orice provocare, oricât de periculoasă ar părea. De asemenea, nu le este frică să-și exprime părerile și sentimentele, să vorbească în fața unei mulțimi sau să spună nu atunci când nu sunt de acord cu ceea ce susțin cei din jurul lor. Perbec este semn de foc și îl conduce Marte, planeta războiului și a curajului. Normal că îl influențează într-o mare măsură, așa că nu are rost să ne întrebăm de unde îi vine curajul și forța de a reuși în orice situație e limitată. Oricât de mari ar fi provocările vieții, găsește o rezolvare tocmai pentru că nu fugi din calea lor. Analizează orice problemă cu atenție și nu se lasă până când nu îi apare în minte rezolvarea. Leu. Leului îi place să păstreze aparențele. Chiar dacă are multe temeri, preferă să le ascundă, fiindcă nu vrea să fie perceput ca un om slab de cei din jur. Deși îi se înmoaie genunchi în fața unei provocări, face tot posibilul să fie tare și afișează întotdeauna o atitudine dură, care nu îi trădează adevăratele sentimente. Curajul îi crește treptat. Pe măsură ce depășește obstacole, și vede că nu a fost atât de greu pe cum credea. Vărsător, acest semn de aer este condus de Uranus, planeta inovației și a individualismului, ceea ce înseamnă că adoră să contrarieze și să depășească așteptările celorlalți. Tocmai pentru că își dorește întotdeauna să încerce lucruri noi, nu se teme de nimic. Vrea să fie deasupra tuturor, așa că ar fi în stare de orice doar pentru a excela la toate capitolele. Săgetător, acest semn de foc este caracterizat de o îndrăzneală ieșită din comun. Îi place aventura de Doră să exploreze lumea și nu ar putea face acest lucru fără curaj. Eșecul și înfrângerea sunt două cuvinte care nu există în vocabularul său, pentru că reușește întotdeauna tot ce își propune. Orice problemă îi se pare ușoară fiindcă este sigur de la început că va ieși învingător, și când pornește din start cu atitudine de câștigător, nu are cum să piardă. Relatează România TV. .ro.